Aproape 500 de persoane au fost la Bursa Locurilor de Muncă, acțiune ce a avut loc ieri în 10 orașe din județul Hunedoara. Angajatorii au oferit 437 de posturi, dintre care peste 100 au fost ocupate pe loc. Bursa s-a desfășurat între orele 9 și 13 în Deva, Hunedoara, Petroșani, Orăștie, Hațeg, Brad, Călan, Simeria, Lupeni și Vulcan. În intervalul orar menționat, la sediile agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă din localitățile mai sus menționate, s-au prezentat în total 482 de hunedoreni interesați să obțină un loc de muncă. Dintre aceștia, 105 au fost angajați pe loc, iar 154 de persoane au fost selectate în vederea încadrării în muncă. Cele mai multe slujbe au fost oferite la Hunedoara. Hunedorenilor le-au fost puse la dispoziție 106 posturi. La Deva, angajatorii au oferit 98 de slujbe. Cele mai puține joburi, 3 la număr, au fost oferite la Hațeg. Bursa locurilor de muncă de ieri a fost organizată de AJFM Hunedoara la cererea pieței muncii locale.